Vorba lui Pikachu. Pika, pika. Stai, ăla e alt joc. Acum că mania Pokémon Go a trecut, tot așteptam să vină următorul joc AR care să ne scoată să bântuim pe străzi ca în 2016. Fun fact! Când era Euro cu echipele mari, bântuiam după Pokémon. Acum când este Euro la U21, vânăm moști și vârjitori în Harry Potter Wizards Unite. Jocul s-a lansat de câteva zile pe Android și iOS și vine tot de la Niantic, creatorului Pokémon Go și Ingress. L-am încercat pe OnePlus 6T și aflați că este similar cu titlul cu Pokémon, doar că mai schimbă ceva și uneori chiar complică tot cu meniuri extra. Avem de-a face cu un titlu augmented reality bazat pe locație, iar de această dată Niantic a colaborat cu Warner Bros. Din câte am jucat eu până acum, totul implică să mișunați pe hartă și cum găsiți un obiect, fie luați, fie treceți la cameră în AR pentru a vă bate cu un monstru sau cu un obiect. Totul se întâmplă doar în mod portrait, nu și landscape. Jocul ocupă cam 600 mega. A vă bate e mult spus aici, pentru că de fapt suprapuneți un simbol peste monstru și apoi desenați un alt simbol cu degetul pe ecran pentru a face o vrajă clasică Harry Potter. Uneori e nevoie de mai multe vrăji pentru a putea să-l dovediți pe troll. Jocul are în jur de 10-12 vrăji cu cea potrivită selectat automat la fiecare bătălie. Veți găsi și un soi de sanctuare pe hartă unde vă faceți plinul cu obiectele necesare și le puteți vizita iar după ce expiră timerul. Bătăriile reale se dau la fortărețe, dar nu am găsit vreuna până acum. Probabil te poți bate și cu gamer reali, dar mai aștept și zile fără 40 de grade afară pentru a mă duie la coarți vrăjitori. Spuneam că jocul a fost complicat inutil. Avem aici un sistem în stil RPG pe bază de clase și chiar un skill tree măricel. Totul se reblochează cam lent și puteți paria că avem și in-app purchases. Nu am idee la ce servesc o bună parte din itemuri, dar știu că avem niște chei foarte importante de găsit, care sunt primite în special dacă ai mers destul de mult pe jos. Chipurile avem și o poveste aici, una spusă sub formă de linii de dialog și fețele personajelor, dar nu e foarte convingător plotul, ci mai degrabă generic. Apare și Harry Potter în cazul în care vă întrebați, plus multe alte personaje din celebra serie. Avem și o zonă de creat poțiuni și o grămadă de daily assignments, misiuni zilnice care vă țin lipiți de joc. Am găsit și o secțiune confuză a jocului, și anume momentul când interacționez cu un Trace și părăsești locația unde se activase interacțiunea. Ești trimis înapoi pe aceeași rută să scauți poziția inițială și vei bâșbâi ca unor bete neștiind ce ai de făcut. E o problemă și cu energia pentru vrăji și am înțeles că e o limită totală de 75 de vrăji maxim. Pentru a reface puterea, trebuie să vizitați un inn și le veți găsi în România la locurile de joacă din parc. Dacă nu e niciunul în zonă, trebuie să dați bani reali. Toate acestea fiind spuse, nu simt deloc tentația să ies pe afară cu acest titlu augmented reality cum am făcut-o cu Pokémon Go. Harry Potter Wizards Unite are poveste extra, dar senzația de luptă între Pokémon și aruncările de Pokébilă erau cumva mai fun decât să desenezi simbolul în fața unor monștri. Și meta, jocul din spate e prea complicat în mod inutil, poate doar fanaticii Harry Potter să-l iubească.